Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din cariera noastră foarte frumoasă de jucător cu zeul Diez, în care, băieți, în acest episod facem ceva ce n-a mai făcut nimeni pe YouTube-ul românesc. În primul și în primul rând, dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, susțineți această serie dacă vreți episoade în continuare și dacă vă place ce se întâmplă în această serie. Înainte de toate, am zis că o să fac ceva ce n-a mai făcut nimeni pe YouTube românesc. În primul și în primul rând, deja am făcut treaba asta pentru că am fața în joc. Ce să vedeți. Iar în episodul trecut v-am rugat să scrieți în comentarii la ce echipă ați vrea voi să mă transfer. Am avut CFR Cluj, am avut Shanghai, parcă am avut Rotterdam, am avut Paris FC, am avut Miami, am avut... Din foarte multe continente am avut foarte multe oferte interesante. Miami v-am zis că în Suana aș vrea să mă duc. La Rotterdam am zis poate nu e echipă chiar atât de cunoscută. Și la mine opțiunile mele, cel puțin ale mele, erau Shanghai pe primul loc. Mă gândeam să mă duc în China pentru jumătate de sezon și apoi să mă transfer direct în sezonul 2. Stau puțin acolo, vedeam cum e în China. Dar a doua opțiune era CFR Clujul pentru a juca în Conference League, iar la voi cele mai votate echipe erau CFR Cluj pe primul loc și pe locul 2 Paris FC și știm că și eu mă gândeam la CFR Cluj și voi ați vrut CFR Cluj și extrem de important, n-a mai făcut nimeni treaba asta, nu mai este cred că nimeni pe YouTube românesc să facă o carieră de jucător și de la o echipă din Liga 1 din România să transfere la o altă echipă din Liga 1 din România. Oferta de la CFR Cluj este de 1,5 milioane, v-am zis că încerc să fac o carieră cât mai realist. Mai mult de atât n-am avut ce să fac, băieți. Valoarea noastră este de 1,4, CFR ne cumpără cu 1,5 în 23 de partide oficiale. Se pare că am reușit 14 goluri și 7 asisturi în Liga 1 din România și în Cupa României și nu mai avem ce să facem. Acceptăm oferta celor de la CFR Cluj și după cum am zis adineauri, nimeni nu s-a mai dus la o echipă din Liga 1 din România la o altă echipă din Liga 1 din România. Ne vedem foarte frumos, schimbăm echipamentul, dar trebuie să ne alegem un alt număr, dacă tot. Uite, GFR-ul are foarte mulți jucători împrumutați și aș vrea să mă uit, tricoul cu numărul 8 este luat. Mai jos 18 este luat, de 19 putem să luăm, poate chiar 14, ar fi interesant. Mie mi-ar plăcea un 20, uite, 28 este liber și cred că este destul de bine pentru noi. Nu o să mai tricoul cu numărul 88 pe care l-am avut la Dinamo, iar dacă vrei să știți, dacă aș fi fotbalist profesionist, care ar fi tricoul meu preferat, ar fi ori 8, ori 18. Claudiu Petrila rămâne fără contract, sunt aici câțiva jucători care s-ar putea să ne părăsească, oare să fim noi înlocuitorul lui Petrila? Mă bucur că rămâne totuși statistica din Liga 1 și cea din cupă cu 14 goluri și 7 asisturi, iar dacă dau, nu aici, să fac o mică prostie, îmi dau tricoul cu numărul 28, băieți, să scrie, da, bine că la Dinamo avem numele pe tricou, dar la CFR Cluj nu prea. După cum am și zis, Diez, 28, cam, RW, nu știu pe ce poziție o să joc, o să vedem. Mă pun și la antrenamente să fiu aici, antrenat de către domnul Dan Petrescu, nu vreau crossing. Vreau aici viziune și fac și primul antrenament acum la CFR Cluj. Uite, îl vedem aici și pe Dan Petrescu și pe domnul Diez. Stai că vreau să văd imaginea înapoi. Asta așa, Diez, frumos la cămășuț. Aia zic cu domnul Dan Petrescu. Trebuie să ajutăm aici echipa în Conference League. Trebuie să ajutăm aici echipa în Liga 1 din România. Această echipă în continuare este și în cupă și avem direct meci cu, mamă, cu FCSB-ul. Dar din cauza că de bea am venit la această echipă, vom fi rezerve. Trebuie să ne obișnuim puțin cu echipa. Oricum avem un lot mult mai puternic și vom juca pe poziția de CM de data aceasta. Îmi place că FCSB-ul deja și-a făcut toate schimbările. L-a băgat și pe Coma și pe Corda și pe Dumiter. Acolo bă, suna DigiBecale prin minutul 30 a făcut toate schimbările. Dar la noi intrăm în locul lui Sigurdsson, în locul optarului. Vom juca pe mijloc, nu mai jucăm bandă. Și hai să vedem dacă reușim să-l impresionăm pe domnul Dan Petrescu. Titlul pe care l-aveam de titular incontestabil s-a adus, avem ce face, Diez aici a pregătit aplaudă și se face schimbarea, debutăm, hai că e bine, trebuie să dăm un gol, un asist, nota relativ micuță și să sperăm că putem debuta la CFR Cluj destul de bine. Hai Boateng pe care l-am umilit ultima oară când am jucat împotriva lui, uite acum îi pasăm, m-am uitat de griji.
Diez, pardon, este mai întâi Deac. Să vedem cum reușește să-i pasăm acolo. Boateng nu ne-o lasă nouă. Șutează direct Boateng. Asta vreau să vă luăm mingea și poate reușim să egalăm. Ați văzut acolo că n-am cerut pasă. Puteam să cer pasă, dar l-am lăsat pe Boateng să șuteze. Din nou, uite direct la Franci. Aoleu, nu, urât, băi, urât. Olarule, cartonaș galben, nu-i frumos, tată. Dar Mania ne-o lasă nouă. Uite, noi pasăm lui Deac. Deac așteaptă atacantul împotriva noastră. Ce-o scos-o Vlad? Ce-o scos-o Vlad, dar n-am prins-o destul de bine. Diez din nou, preluare cam rea. Și nu cred așa ceva. Ce ocazie pe noi și nu reușim acolo preluare cu sprint. Cum bă băiatule să avem atâta noroc fix în minutul 80? Bă, și totuși acum FCSB-ul e echipa de pe locul întâi și chiar aveam nevoie de aceste 1,5 puncte, ca să le numim așa, înainte de play-off. Petrilă, nu cerem pasa. Atacatul cam încurcă noi. A încercat acolo să intru în Pogba, ca să-l numesc așa. FCSB-ul se pare că ține de timp. Îi trimite lui Vlad. Hai, de ce nu au greșit-o ca în realitate? Era frumos. Deac. Hai jos, dă-o la mine. Hai, vă rog eu frumos. Cu egalul în acest moment. Deac, pasează nou. Nu. Oameni, ăsta cred că e cel mai chinionist debut posibil. Mi-a bătut FCSB-ul și am avut ocazii. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Bine că vezi, fix Boateng vine la mine. Dar n-ai cum cu asemenea înfrângere și cu asemenea ocazii. A, vine și Olarul după ce m-a facultat de galben. Am o fată despre ei că mă apucă plânsul. Dar n-a, e ciudă, băieți, vreți să vă mint. N-a fost omul meciului, dar măcar am fost cel mai bun de la CFR Cluj în alea 10 minute în care am intrat. Ce ocazie de gol, bă băiatule. Dar oricum echipa se vede că joacă mult mai bine. Plus că în continuare, cum am și zis, suntem în cupă. Și ce să vedeți, suntem și în conferens. În cupa română se pare că am picat în semifinale cu Chindier. Dinamo se bate cu Sepsi. Cum ar fi să avem o finală de cupa României împotriva fostei noastre echipe? În continuare o să fim rezervă. Uite, rezervă de mijlocaș. Ne-au cumpărat Dan Petrescu să fim acolo super sub. Dar poate data asta face și noi o figură mai bună. Spre bucuria noastră intrăm în locul lui Petrilă ca winger. Uite ce-o zis acolo Dan Petrescu. Bă, ca mijlocaș am văzut că nu prea te descurci. Dar la Dinamo își ca bine ca bandă. Hai să încercăm și bandă. Mai ales că este 0-0 norocul nostru, pentru că Butoșa ne-a ratat un penalti în prima repriză. Intră 28, iese 27. Uitați așa echipamentul vișiniu. Vedem pe Sigurson la Debeliu. Una frumos acolo, dar aproape. Uitați că această echipă poate juca și fără noi. La Dinamo eram cam obligați să luăm fiecare balon în parte. O mică greșeală, poate. Na, n-am avut norocul acesta. Dar bine, Deac acolo, bine poziționat. Sigurson pasă printre. Oare reușit să trecem? Ușu din prima, dar eram ținuți. Am dat cu stângul îngrozitor. Uite, da, Petrescu. Bine, da, am Petrescu, nu putea să fie mai vesel de atât. Haideți echipă, mai sus, hai, vreau să văd. Te-a, sunt aici liber, sunt liber. Bine că m-ai văzut pe jumătate de an. Boateng, o joc cu tine, Boatengule. Dacă reușești printre sau nu, era bună și o centrare. Îmi place că eu am apăsat pe centrare și mi-a intrat prin tackle. Se duce pe lângă poartă. Haideți, combinăm pe mijloc. Haideți acolo, vă rog eu frumos. Îl vedem pe Manea, care sigur el vrea să urce mai mult. De Beliu, cu una de la distanță, din nou pe lângă poartă. Au scos-o portarul. Suntem cumva pe această echipă. Era culmea că părea să fie centrarea pentru noi. Haideți, dar vă rog eu frumos. Mai am puțin până când mă obișnuiesc. Eu pasez aici lui Sigurson. Bară, nu cred așa ceva. Din nou bară. Ok, am înțeles, nu pot să marchez. Ok, repet, am înțeles. Dar nici măcar asist. Nici măcar asist acolo. Și acum scapă Florescu pe contra-atac. Încerc aici să țin jucătorii. Era cât de liber era acolo jucătorul. Și Mihai Roman. Bun, mă bucur. O scos-o portarul în bară, bă băiatule. Noi trebuie să o scoată portarul în bară. Ați duc așa, hai te rog eu bine, burcă. Haideți, contra-atac, să nu dureze foarte mult. Hai te opresc, joc cu Camora. Camora printre, bine, atacantul. Eu pasez, nu cred că a fost și asta deviat, bă, băiatule, bă. Hai, tot mie.
Am intrat în care omul liber din întoarcere. Hai, 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 hai. Șutați-o, băieți, deac. Și el foarte simpluț. Te aștept, omul liber, nu ție, nu ție. Uita lui Sigurson, mi-o lasă. Și rup bara aia de lângă. S-a dus o torpilă de... Nici n-am mai văzut-o, zi măcar că poate e corner. Am văzut-o dus de talpa jucătorului. Și culmea, în episodul 2, când am debutat la Dinamo în Liga 1 din România, ceansă acolo. Ai bine, Bălgrădean. Dacă nu greșesc, am specificat că a fost un debut foarte frumos. Hai, Camora, unde o trimiți? Hai, acolo, vă rog eu frumos. Deac, așteaptă un om liber. Haideți că mă duc eu. Sau poate duce acolo, nu știu care ești, dar dă-o cu capul. Nu era țigănașul, Diezul. Te-o joc în spate. Bă, nu cred că m-o depuse dat. 2 minute de prelungire o trimite portarul de frică. A, era mai bine la Dinamo. Parcă echipa acolo slăbuță ne descurca mai bine cu ea. Sau aici atacantul nu vrea să înainteze. Haideți. Haideți. Una din prima. Și tot nu reușim să marcăm. Bă, și am avut de ocazia, trebuie să ne obișnuim la echipă, bă, băiatule. Da, na, pe parte e realist că nu ne descurcăm la fel de bine ca la Dinamo. Dacă era bara gol, cred că eram pe locul întâi. Facem și ultimul antrenament din luna ianuarie, unde reușim 65 OVR. Portarul Hindrik Graovar acolo și Costache se pare că au fost vânduți. De-a noi suntem înlocuitorul lui Costache, care avea tricolul cu numărul 18, parcă. A, va pleca din sezonul următor. Tor Costache nu pleacă de acum. A, pe așa are șanse și Petrile să plece, din câte se pare. Am zis doar că tricolul meu preferat e tricolul cu numărul 8 și 18. De preferabil 18 și apoi 8. Mutarea noastră nu apare, dar nu contează. Tea Rapid a adus un jucător de 1,2. FCSB-ul a adus 2 jucători de 2 milioane împreună. Uita, l-a vândut pe Miculescu, interesant. Craiova a adus și un jucător. Deci lupta la titlu pare mult mai strânsă și urmează meci cu Craiova, de la care ne-am luat bătaie când jucam la Dinamo. Echipa care se află deasupra noastră și ar trebui să, nu știu, să facă antrenamentul sau nu. Ne apropiem de play-off, dar haideți să jucăm cu Craiova, măcar data asta suntem titular. Doar că pe partea stângă, uitați cum ne pune Dan Petrescu. Încercăm și pe partea stângă, dacă așa vrea el. Titular pentru prima oară la CFR Cluj, hai că-i dăm cu skip. Jucând iar și iar și iar și iar pe Oblemenco, băieți, am jucat și la Dinamo, iar și iar și iar pe Oblemenco. Intrăm și poate partea stângă este soluția. Colici este deposedat de către noi, ce bine intervenim acolo, se duce Sigurson, băgăm a cincea, se oprește, fentă bună, spațiu liber pentru Diez, care încearcă una cu dreptul, chit că mergea una cu stângul mai bine, dar... N-avem prea multe steluții la Wakefoot, sau cel puțin acum în primul sezon. Sigurson, cred că era pentru noi, dar n-au trimis-o bine, sau? Au trimis-o adversarul, am înțeles acum. Sigurson, optarul, dacă apărea mai rapid, poate, Boateng. Haideți că putem scoate aici un atac bun, dacă primesc pasă, sunt relativ liber. Trecem, dar Paul Pap ne oprește. Gustavo, la Andrei Ivan, ce echipă au aceștia, bară, din nou, trei partide, în fiecare meci am avut parte de câte o bară, un episod foarte interesant și plin de nervi. Bairam, este acolo blocat de către Diezul, dar intervine Nistor, un călcâi și o nouă bară, bă băiatule, băi. S-a făcut update la FIFA când filmez acest episod, s-a făcut update-ul la PC. Eu joc pe PC. Bă, da, mai intră golul după noul update. În continuare atacantul Adeac. Hai, dar până ne-o trimiți, bă, băiatule, până ne-o trimiți. Normal că stau un offside. Gustavo, un atac, concentrează bine. Am încredere în apărarea mea. Boateng, acolo nu este bine poziționat, dar Bălgrădean poate ne-o trimite rapid. Hai, uite, vedeți, el nu este Cristiano Stei jumătate de an. Am balonul în acest moment și Diez bagă sprintul, Diez, dar este blocat de către Vlădoiu. Am cam riscat-o. Și cu toate acestea, într-adevăr, dacă la Dinamo jucam bine și chiar reușeam goluri norocoase și chiar marcam 12 goluri,
Se pare că nu mai merge treaba și la CFR. Bine, primim pasa de data aceasta, dar Vlăduiu din nou pe noi. Doamne, și cel mai probabil acum este ultimul atac din această primă repriză. Burcă stă bine poziționat, se încheie din nou cu 0-0. Diezul supărat, transpirat, nu ne-o ieși nimica, nu reușim, băieți. Dar chit că fiecare echipă a avut câte 4 șutori pe poartă, se pare că la noi au fost mai importante. Ocazile mai mari au fost pentru noi și încercăm din nou una a doua repriză. Vlăduiu, aproape să luăm mingea lui Costache, dar chiar mă-i Costache acolo și nu reușim să trecem de el. Dar face Vlăduiu totul, Bayram trece mai departe, hai, bine, Burcă, cât de cât Ivan cu capul, bun tată. Ciprian Deac la balon, îl vedem pe Deac care nu se grăbește, la Petrila, uitați cum cobor, fac un schimb aici, zim că nu era offside. Aștept să o pasez bine. Câți oameni liberi sunt în acest moment? Camora, una în spate. Nu știu dacă a fost cea mai bună opțiune. Ba da, ba da, a fost o opțiune foarte bună și deschidem scorul. Nu reușim gol, nu reușim assist, dar măcar pornim un super atac. După 3 meciuri am și o bucurie sufletească că am făcut ceva bun. Mateiu, am încercat acolo să blocăm. Andrei Ivan, bun, primim pasa mai departe. Dar mă putem juca și mai defensiv, dar sunt liber, sunt liber aici dacă o primesc. Hai din nou, poate mai reușesc un atac, dar nu mai am, nu mai am stamine, sunt tras acolo. Eu am pierdut balonul, dar am fost faultat, dar nu se dă nimic. Intră și Markovic. Gustavo, nu cred, la noul intrat, la noul intrat și ce rapid marchează. Auleu, suntem egalați. Nu a fost chiar o idee extrem, extrem de bună. Iar suntem la o echipă, na, cumva s-o schimba și dificultate. Normal că la Dinamo eram cel mai bun jucător și la CFR poate suntem unul, na, din mijloc. Nu prea mai avem stamină, nici antrenorul nu vrea să ne schimbe, măcar. Prean Deac, mai departe, să-l vedem. Bună pasă! Ce a urcat acolo Ștefan, care ne-o lasă nouă, nu avem cui să-i pasăm. Ce Constantine de posedează, bă, băiatule. Dar n-aveam cui să-i pasăm, repet. Ciprian Deac pentru noi, Paul Pap intră tare, hai Petrila, hai Petrila, hai Petrila, îl vedem liber acolo, Deac tot nouă, eu încerc să o schimb, să fac altfel, sunt liber și o apără italianul, bă băiatule, n-ai cum așa ceva, când în sfârșit scap și eu puțin liber și nu mă oprește nimeni, și-o dau pe poartă. Scoate portarul. Bine, Deac. Bun, mai departe. Trimite nu Ștefan. Ștefan nouă. Că putem trimite mai centrat. Constantinu, 50 pace-ul, 40 pace-ul, da. Foarte mult pe defending. Nu cred așa ceva. Du-te acolo. Ieși, Andrei Ivan. Bine cu ieșit Bălgrădean. Pasa este îngrozitoare. Și nu era pentru noi. Iese Mateiu, mă pun și eu în defensivă dacă pot să ajut cumva. Măcar atâta și Markovic cu o nouă ocazie uriașă. De măcar Dan Petrescu este mulțumit de noi, încă ne ține. Bine, puteam să cer și o schimbare, evident. Dar dacă încă nu a vrut. Dar nu, cine se duce după minge? Nimeni, nimeni. CFR-ul se pare că se mulțumește cu acest scor. O trimitem la Petrila. Hai că noi nu mai avem stamină. Cum alergăm, bă băiatule, bă, nu cred așa ceva. Dă-o mă printre, dă-o mă printre, dă-o mă așa, așa. La jucătorul fostului, jucător la Botoșan. Diez este liber, așteptăm! N-aveam stamină, am jucat-o cât am putut de calm, am jucat-o la sigur și tot o scos-o portarul. Tot o scos-o portarul și pe asta. Nu cred, n-ai cum un asemenea noroc, 1-1. Lasă, bă, băiatule, că... Dar nu știu ce să mai zic, sunt supărat, sunt dezamăgit. Ducem o perioadă mai nasoală, se pare, la această echipă. Am reușit 2 puncte în 3 partide, 2 puncte în 3 partide, deci am avut atâtea ocazii și puteam să luăm normal de drept, cred că trebuia să fie vreo 5 puncte în cele 3 partide. Dan Petrescu este mulțumit de noi. Noi jucăm cum putem, suntem pe locul 7, nici măcar nu suntem pe loc de play-off, dar la egalitate cu Sepsi. Meciul cu UTA nu cred că o să-l jucăm pentru că nu mai avem stamină, cu gazul simulăm și vedem cum mai înaintăm. În episodul următor sperăm că vor juca în Conference League. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu cum am jucat eu, în 3 apariții să avem 0 goluri, 0 asisturi. De fapt, stai că sunt și eu curios de treabă. În Liga 1 din România, Tănase este la egalitate de puncte cu noi. Deci, în continuare, suntem în top
De fapt, nu suntem, suntem pe locul 2, cel mai bun marcator, pentru că avem o apariție în plus față de Tănase. Noi am reușit practic 13 goluri în Liga 1 de România în 24 de apariții, 21 la Dinamo, 3 la CFR Cluj, pe când Tănase a reușit 13 goluri în 23 de meciuri la PCSB, ne-a luat, nu mai suntem cel mai bun marcator, eram când am venit la această echipă, dar bine, și Sancho a jucat extraordinar la Dortmund și la United de Pârnai, și Dembele și Di Maria, și sunt foarte multe transferuri care s-au făcut și au jucat slab, Hazard, nu mai zic. Pe parte e o carieră realistă, dar sperăm că în episodul următor jucăm în Conference League și că va intra golul. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Doamne, dar cât ghinion am avut.